al doilea proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție în funcționarea unui sistem de alimentare cu apă, canalizare și epurarea pe uzate în comuna Prăjăreni de Subacol, inițiator primarul comunei. Dacă sunteți de acord cu cele două proiecte de suplimentare. Vă mulțumesc tuturor. Vă rog, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamna. Un proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri de gospodărire a localității pe anul 2021, precum și sancționarea faptelor de încălcare a normelor privind buna gospodărire și întreținerea localității. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii pe anul 2019 a elementelor de activ și de pasiv și casarea unor bunuri. 3. Proiect de hotărâre privind indexarea în anul 2021 a chiriilor și a redevenței al imobilelor închiriate și concesionate. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei privind achizițiile directe pe anul 2021. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pe anul 2021 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei Părferești. Toate sunt inițiate de domnul primar. Deci, dacă sunteți de acord cu ordinea de zi suplimentată, vă mulțumesc mult de tot. Vom trece la prezentarea proiectului de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri de gospodărire a localității pentru anul 2021, precum și sancționarea faptelor de încălcare a normelor privind buna gospodărire și întreținerea localității. Se declară pe Ioana Maria Filie, prezidenta Cluj 2021, luna Dumnezeu. Se aprobă programul de măsuri de gospodărire a localității de anul 2021, conform anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. Obligațiile autorităților publice, instituțiile publice, persoanele juridice și fizice sunt prevăzute în anexa 1-1. De respectarea programului de măsuri de gospodărire a localității pe anul 2021, prevăzut la articolul 1, constituie contravenție în domeniul bunei gospodării a localității rurale și se sancționează conform anexei 1-1, care face parte din prezenta hotărâre. Viceprimarul comunii va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre, da, înainte de a spune la vot amendament aici, noi am făcut hotărârea înainte de a demara curățenia de primăvară și aș veni cu o solicitare și o propunere, dacă dumneavoastră aprobați. Contul amenzii pentru persoane fizice de la 100 de la 500 de RON să o modificăm și să facem de la 300 la 1000 de RON, iar pentru persoane juridice de la 500 la 2500 de RON. Consider că ceea ce găsim pe malurile păraielor și la marginea satului, amenziile sunt foarte mici pentru cei care încalcă legea și aruncă gunoaiele la întâmplare. Eu propun să modificăm cuantumul amenzii, dacă, bineînțeles, sunteți și dumneavoastră de acord cu această propunere. Deci, la persoane fizice, de la 300 la 1000 de RON. Iar persoane juridice de la 500 la 2500 de lei. Da. Deci, întâi aprobăm amendamentul. Cine este pentru amendamentul propus? În primul primar. Toată lumea, nu? Da. Asta nu cum arăt. Da, vă mulțumesc mult pentru... Acum am făcut un test și toată lumea cerea sancționarea celor care aruncă. Considerăm că sumele sunt foarte mici și poate așa reușim să combatem aceste. Nu s-a sancționat niciodată, nici cu un leu. Degeaba le-am ridicat noi acum, dacă nu s-au sancționat. Cine s-a sancționat din comuna Părăreștiului? Da. Pentru aruncarea gunoaielor.
Dacă există vreun o persoană în casă? Dacă mergem cumva până în 2016, vedeți că sunt cea cu 50 am mers, dar era cu foarte mic de 50 de lei. Da. Dar mergem la activă și scoatem, dacă doriți dumneavoastră să vedeți că s-au dat sancțiune. Și ca să sancționăm, trebuie să-i prinde. În momentul în care și dumneavoastră sesizați și vedeți, surprindeți asemenea persoane care depozitează gunoaie la întâmplare, puteți să ne contactați telefonic și cu siguranță că domnul viceprimar care va duce la îndeplinire aceste sancțiuni și le va aplica fără să se ia pe gânduri. Eu cred că trebuie să primim înainte și să nu primim înapoi dacă s-a făcut sau nu s-a făcut sau dacă s-au dat amenzi sau nu s-au dat. Important este să facem curaj și de astăzi înainte cu toții să respectăm legea. Mulțumesc. Trecem acum la aprobarea proiectului de hotărâre. Deci, dacă suntem de acord cu proiectul de hotărâre privind programul de măsuri de gospodării cu amendamente propuse domnul primar. Mulțumesc! Aprobarea de hotărâre prin de hotărâre privind aprobarea rezultatelor orientării de anul 2020 a elementelor de anticipație și casarea unor bunuri, se aprobă rezultatele de inventariere pentru anul 2020 a elementelor de anticipație de participa patrimoniului comunei, conform anexelor 1-7. Se aprobă spaterea din nota, în urmăruș la cerințe de la protecție civilă, în valoare de 5600 de lei, conform anexelor, parte integrantă a cărării. Se aprobă spaterea din nota, unor obiecte de inventar de la protecție civilă, în valoare de 1462,34 de lei, conform anexei 9, parte integrantă a prezentului cărării. Și se aprobă scoaterea din nota unor obiecte de inventar aparținând serului primării, în valoare de 1.745,78 de lei, conform anexei 10, parte integrantă a prezentului cărării. Dacă sunteți de acord, proiectul de hotărâre inițial. Vă mulțumesc! Proiect de hotărâre privind indexarea în anul 2021 a chimilor și a revenții la nivel de reintegrate și concesionare. Pentru anul 2021 se indexează cu 2,6% revenția și chimia imobilelor, aparținând toate târgărești, închiriate sau concesionate unor persoane fizice sau juridice, conform anexelor 1-5, parte integrantă a prezentei hotărâri. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de compartimentul casei și impozite din aparatul de specialitate al primarului. Anexele se regăsesc. Anexele 1-5 fac parte din prezenta hotărârii. Dacă sunteți de acord, puteți să ne hotărâre hotărâre. Trei de hotărâre prin modificarea și completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul se modifică și se completează anexa privind achizițiile directe pe anul 2021, după cum urmează. Capitolul 1.1 se modifică și se completează punctul 1, e imprimat cu format A4, 25 de locuri, agrafe de birou, 8 cutii, 5 cutii de 50, deci de două mări, de 24 mm și 50 de mm. Chisul de birou 3 cutii, cată, cu lamă din oțel inoxidat, din ocupat, de capsator, capse capsator, deci pe locul pentru, este pe referatul meu, pentru activitatea secretarului general. Certificate de stare civilă, cartuș imprimant, antigen, ulei de motor, benzină pentru motocositoare, filtroare pentru drujbă, ulei amestec pentru motocositoare,
și asigurarea obligatorie a unor educatori de muncă și impunere scavator. Se completează capitolul 1, următoarele puncte, punctul 50, numărul de procurator, punctul 60, scoară, punctul 61, stare de plată, 62, fixuri, 61, stare de plată, 64, fricuri mari, 65, scoli, apartă, 66, banda de zică transparentă, 67, adicitim, 68, cirofar, culoare galbenă, pentru tractor și de excavator, de calimetru, 69, 70, achiziționare și măcare de pamente de comunicație centrală telefonică, 61, mănânc de protecție din clipe mixte, 72, bucare de muncă de protecție, 73, ciocan de kilogram, 74, E 300, 75, submunitară, 76, de fier, 77, foarte cătele, sportitor, 78, polizor, acumulat, 79, distinia, 80, pentru fier, 81, cuie de 0,6, 82, cuie de 10, 83, dispozit din displește pentru prins obiecte și adunat deșeuri, saci menajer, 84, 35, Serveșuri vernice, 86 robine pentru grupul sanitare, pentru grupul sanitar din exterior, 87 sticot pentru dolărâni, 88 robine de trecere cu rozetă de muncă de timp, pentru grupul sanitar din exterior, 89 lucruri flexibil de 1 pe 2 timp pentru cuveta de la grupul sanitar din exterior, 90 bandă semnalizatoare culoare alb cu roșu, punctul 91, indicatoare rupiere drumului. Lucru 92, indicator rupier săgeată de ocolire. 93, palete de semnalizare roșu și verde. 94, indicator interzis de postare a deșeurilor de orice fel. 95, polistiren extrudat. 96, profile lungime 3 metri liniar. 97, adeziv. 98, siguranță electrică de 125 amperi. 99, lemn de foc de esență tare, 50 cu 100 lamă de urmă, stil 290, 101 lanț de drum, 102 pilă pentru lanț de drum, 103 mături de plastic, 104 sărăriță, rază de împrăștiere 25 de metri, 105 lamă de zăpredire pentru tractor, 106 opă de apă pentru distribuirea cu potabilă în satul Cărgărești, 107, motor pompă, motor pentru pompă de distribuție a potabilă în statul Bărgărești, 108, fier de plastic pentru motocultoare de 3 mm, 109, bobină plastic, fier autocad, 110, disminia pentru motocositoare, 111, aparat de spălat cu presiună, 112, motor pentru aparat de spălat cu presiună, 113, cloramină, clapan de 200, tapete, 100, 14, viață, concasat, 115, pomul stradale pentru semnalizare, rutieră, lucrări, 116, rotul pentru porți, bateri, 117, dulap, materiale cu două ruși, 118, cu fărmică pentru budo excavator, 119, perie stradale pentru budo excavator, 120, casator manual pentru lemn, 121, topsea pentru catarge, cutie de 25 litri albă, 122 var la varie, 123 trafalet, 124 emondor. Capitolul 2 se modifică și se completează cu următoarele puncte. Punctul 19, plus perfecționare profesională pentru reprezentantul lucrătorului în domeniul securității și sănătății în muncă persoană. Punctul 20. Cursul de formare profesională pentru angajații primăriei Bărgărești, 10 persoane. Punctul 21. Servicii de audit intern. Punctul 22. Servicii casă de avocatură. Punctul 23. Servicii de cadastrare terenului sistem proprietate de oase Bărgărești. Punctul 24. Servicii pentru registrarea numelor administrative alocate locuințelor și clădirii instituțiilor publice. Punctul 25. 5. Servicii de spălătorie și spălătorie profesională, 26. Servicii întreținere de parc, 27. Servicii de dezinseche împotriva căpușelor pentru parcul spații verzi, 28. Servicii de vitanjare la nevoie, 29. Servicii întocmire ante măsuri ce lucrări, punctul 30. Servicii de dezăpezire, punctul 31. Servicii de spălătorie auto pentru microbuz la utilitare de acea program și punctul 32,
servicii de reparații și infecțiile de tractor și gunoi excavator. Dacă sunteți de acord cu modificările și completările aduse anexei privind achizițiile directe pentru anul 2021. Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ADIS, Batău. Se aprobă cotizația anuală la patrimoniul Asociației de Dezvoltare de Comunitate pentru Salubritate Batău, cu de 5.000 de lei. Se mandatează domnul Gheorghiță Marius Gabriel, în calitate de reprezentant al UAP Pântărești în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubritate Batău, să voteze în conformitate cu prevederile articolului din prezenta hotărâre, precum și după cum urmează. Pentru județul Bacău, 1.000.000, pentru municipiul Bacău, 600.000, pentru municipiul Onești, 80.000, pentru municipiile Moinești și orașele Târgu Ocna, Bucuși, Comănești și Dărmănești, 35.000, pentru orașul Nicoldova, 10.000, pentru comunele cu o populație sub 3.000 de locuitori, 3.000 de lei, pentru comunele cu o populație de 3.000 și 5.000 de locuitori, 5.000, pentru comune cu o populație de 5.000 și 10.000 de locuitori, 6.000, pentru comune cu o populație peste 10.000 de locuitori, 7.000 de lei. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului statal al Comunei Cântărești, se aprobă nomenclatorul statal al Comunei Cântărești și denumirile străzilor și numelor administrative pentru imobilele situate în cele 5 sate componente ale comunei, conform anexelor 1-5, parte integrantă a prezentei hotărâri. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei cu compartimentele de specialitate. Dacă suntem de acord cu proiectul de hotărâre propus. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economic al venitului general la investiția în funcționare eficiente alimentare cu apă, canalizare și epurare autorizate în Comuna Pătărești, județul Bacău. Se aprobă indicatorii economice a investiției în funcționare eficiente alimentare cu apă, canalizare și epurare autorizate în Comuna Pătărești, județul Bacău, după cum urmează. Indicatorii economici, investiția este în valoare totală de 62.446.899. 36 de lei, în care valoarea PDA-ului acestei investiții este de 9.882.793,82 de lei și valoarea investiției fără PDA este de 52.564.105,54 de lei. Valoarea CPRSM a investiției cu TVA este de 52.782,36,81 de lei, în care valoarea TVA 8.427,34,202 lei și valoarea, deci asta e, valoarea TVA-ului și valoarea investiției fără TVA la CPRSM de 44.354.652,79 de lei. Cursul euro la care a fost calculat în luna februarie 2021 de 4.8746 de lei. Durata de realizare a investiției este de 37 de lei. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre propus, vă mulțumesc. Și proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cu finanțărilor de primire de investiție utilizare sistem de alimentare cu apă, canalizare și epurare apeuzate în Comuna Pântărești, județul Bacău. Se aprobă asigurarea cofinanțării obiectivului de investiții, utilizare sistem de alimentare cu apă, canalizare și epurare apeuzate în Comuna Pântărești, județul Bacău, cu suma de 1.913.736,17 lei pentru plata unor cheltuieli care nu se finanțează prin programul PNDR, cum sunt cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de pentabilitate documentare și de avizare al lucrărilor de
intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și sau audit energetic, asistență tehnică, consultanță, taxe pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații, autorizarea procedurilor de achiziții, activele corporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, coste, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar. Cheltuielile stabilite la aliniatul 1 se realizează din excedentul reîntrezit al anilor precedenți. Aducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei București cu compartimentele de specialitate. Dacă sunteți de acord, vă mulțumesc, în unanimitate. Au trecut toate proiectele de hotărâre. Mulțumesc frumos. Am să vă rog, pentru că trebuie să fac lucruri diverse, să vă scrieți Am o întrebare. Da. De ce s-a modificat concesionarea pășunilor? Și avem un cetățean care are nevoie de pășuni. Să-și facă teren. Da. De unde o să iei? Deci, de ce s-a modificat concesionarea? De ce s-a modificat contractele anterioare care a fost pentru contractele anterioare nu s-au modificat, au încetat. Contractele anterioare au încetat la momentul aprobării amenajamentului pastoral, care a fost prevăzut și inițial în 2015, când acelea au fost încheiate pentru prima dată. În hotărârea de la momentul respectiv, a fost stipulat foarte clar. Până la aprobarea amenajamentului pastoral, s-a aprobat un regulament de pășună. Documentele sunt la activă, le puteți studia multe. După ce a fost aprobat acel regulament, s-au încheiat contractele. Toate contractele, și de atunci, și cele de acum, sunt încheiate conform contractului CADU, care a fost aprobat de atunci. Singura diferență este că în loc de regulament care era stipulat în contractele, a fost prevăzut acest amenajament pastoral. Înțelegeți? Cu tot ce implică acea documentație care a fost realizată de Direcția Agricolă și de Institutul Pedologic din Bacău. Da? Tocmai pentru că am avut acea discuție anterioară începerii ședinței, mi-am permis și am adus. Așa, ca să vă comunic care sunt suprafețele care mai există de pășune neconcesionată. Deci nu că nu există. Da? Există un grama? Așa e zice, da? Există două loturi mici care au aparținut inițial, adică care aparțin locului fizic 236, dar care nu are nici măcar un centimetru eligibil. Adică care sunt. Deci bucățile care au rămas. Deci a rămas așa. Deci la locul 12, pe locul 236, partea a doua, este exact stâncărișul care este. De aceea vă și spun că a fost la domnul Galu, înțelegeți, și a renunțat, mă refer, în urmă, în 2015, când s-a spus pentru prima dată, când a văzut, înțelegeți că nu este eligibil nici măcar un centimetru, pentru că acolo este structura pământului de așa natură, da? Și ca să e eligibil, tu trebuie să faci și să investești și să faci iarbă din acel stâncăriș. Da? Bun. Acolo sunt, să vă spun și să vă spun și ce suprafațare. Da? Pentru că dacă tot s-au creat, deci 17,07 hectare. Da? Tot la fel, tot legat de domnul Gadu, tot acolo, înțelegeți?
Tot în zona Dumbrava este la bloc fizic 283, tot la fel. Înțelegeți? Lotul 2, cum ar fi, al acelui, adică e locul 13, a locului fizic 283, dar unul este pe o parte, cum ar fi unul, unul e pe dreapta, unul e pe stânga. Și tot neeligibil și asta? Da, păi asta vreau să vă spun. Domnul vrea teren în arendă pentru animale, nu stânci și nu, eu v-am zis de ce nu sunt, stați o reală, că păciunea mă. Să vedea, vreau de ce domnul Galo a anunțat pentru că nu e ok terenul și îi propunem domnului. Eu vreau ca să vă zic ce teren există, m-ați înțeles? Da? Înțeles. Eu de-aia vreau să vă și spun ca să audă toată lumea, ca să nu se mai vorbească în spate. Că nu există. Înțelegeți? Tocmai de aceea. Da, pășune a fost problema, nu de eu. Păi de pășune, dar asta face parte din pășune. Și de ce e energie? Din pășunea comunală, ați înțelegeți? Păi da, din cauza asta, dacă vrea să le iau oricând. Eu v-am zis, deci, amenajamentul pastoral impune să transformi și să muncești pământul neroditor ca să-l faci roditor. Ați înțeles? Asta presupune tot acel amenajament. Uitați aici, numai modul de calcul, și am să vă zic ca să vedeți când s-a calculat, cam despre ce, cum să vă spun eu, ce au avut în vedere. Dar mi vreau să vă citesc ce terenuri mai sunt, da? Bun. Deci mai avem așa. 14,67 de hectare la bloc 81, 1,47 la blocul 95, 10,24 de hectare la bloc fizic 17, și 12,26 de hectare la bloc fizic 92. Ce pot să vă spun este următorul lucru. Ia domnul consilier Bolea poate ca să confirme ce o să vă spun eu. Deci avem blocuri fizice la Pârâu Gorghi, unde acestea, deci terenul nostru, pășunea noastră, este, se întrepătunde la anumite puncte, nu cu bucățile oamenilor. Deci, practic, asta am vrut să vă spun. Deci, când este luat la măsurat, tocmai pentru că sunt foarte mulți care au intrat pe pășunea comunală, aceasta ne fi niciodată cadastrată, pentru că noi nu avem cadastrată pășunea comunală. Eu când am venit secretar, am preluat valorile care sunt de 438 de hectare, da? Cum au fost aprobate în anul 1998, prin hotărâre de Consiliu, da? Și trecute în domeniul privat, nu public. Da? Pentru că asta este o altă discuție, că mi-a zis de ce s-au schimbat. Dar sunt două noțiuni diferite, publicul și privat. Așa. Și, deci, motiv pentru care? Acele blocuri fizice, înțelegeți, de la Pârâu Gorghi, au fost închiriate și s-a revenit după un an de zile, nu? Și au fost predate înapoi unității administrative teritoriale, tocmai pentru că existau aceste probleme, înțelegeți, cu grădinile oamenilor. Dânsul ar putea ca să vă explice mai bine. Vorbim ca să ne înțelegem. Când sunt eu aici președinte, eu vă dau cuvântul. Și dată când altul președinte se poate vorbi la fel. Să vorbim, să ne înțelegem, domnul. Bun, cine are cuvântul acum? Domnul Cusitian. Eu am ce. Avem aici PFA Fălgarul de Vingență. Are 50 de hectare concesionate. Da. Are el animale? Da. Chiar dacă, deci m-ați înțeles, chiar dacă dumneavoastră aveți cunoștință de faptul că teoretic nu ar fi ale lui, practic în acte, el figurează ca proprietar. Figurează ca proprietar. Da. Da, este da. Registrat și la registru. Este la registru agricol. Deci toate acele nume de care ați auzit figurează în toate evidențele, indiferent că toată lumea știe ceea ce care este realitatea. Avem aici, de exemplu, la
concesiune Silvester Simion pentru 135 de metri pătrați. Da, contractul acela este făcut de 20 și ceva de ani. În urmă cu două, așa, ei l-au luat prin ce spune de la domnul Gabo Aurel. Înțelegeți? Când au cumpărat construcția care este acolo, amplasată, magazinul acela, da? Și acum 20 și ceva de ani, eu nu pot să vă spun care a fost logica și modul de calcul prin care s-a stabilit concesiunea la momentul respectiv. Ce pot să vă spun că s-a întâmplat în ultimii 11 ani de când sunt eu, este că aceste concesiuni nu mai putem noi să le majorăm că vrem noi, ci le majorăm conform indicelui de inflație care este stabilit, vedeți, în fiecare an. Deci există acest mod de calcul stabilit de codul fiscal. Oricum, e un spațiu în cabinet și mi se pare exact. Deci, dumneavoastră m-ați înțeles? Da, am înțeles. Cu nici eu și nici dumneavoastră nu putem să spunem care a fost motivația și cum au calculat acum 20 de ani. Eu vă dau răspuns. De ce această valoare astăzi este atât? Așa, și în ultima întrebare. Da. Avem probleme cu sistemul de iluminat public în comună. Da. Deci am avut un sistem de iluminat, da, pe sursă LED, s-a schimbat pe sursă LED cu sodiu. Răspunsul va da locul primar. Așa. Deci, la ce s-au schimbat și acum avem probleme că se ia LED-ul într-una și avem niște 100 de intenții. Destul de semnificativ. Și nu mi se pare normal, nu știu pe ce criterii s-au schimbat. Ce se schimbă? Păi cum a fost proiectul? Presupun că în momentul în care s-a făcut, de ce le știu că au fost făcute pe proiectul de modernizare, modernizare rețea de iluminat public. Acel proiect la momentul actual, nu, eu zic cum a fost el făcut. De iluminat este sursa LED. Nu știu de ce s-a trecut de la LED până apoi la... Da, de ce s-a trecut de la LED la... De ce v-am zis? Să-mi răspunde cineva care da, e nu și competență. E vorba cine s-a ocupat de treaba asta? Consilierii care au votat proiectul și tot așa mai departe. Domnul Dorbaș, spune. Da. Eu zic să lăsăm polemica la o parte și să căutăm o soluție pentru domnul Bubandru legat de suprapație de pășunat de care are dânsul nevoie. Propun domnul primar să facă o ședință cu fermierii și să căutăm o soluție și pentru dânsul, pentru că este cetățean. Da, păi am zis și mai sunt încă două blocuri tipice la Nicolești. Principalul este să fie pășunit, să nu fie stări sau naștere. Deci eu v-am explicat că poate. Deci nu există teren ca în farmă cum este aici. Tot ce a rămas, tot ce a rămas, ați înțeles, da? Nu este eligibil în proporție atât de mare ca celelalte locuri. Da, dar fermierii care au concesiune pot ceda, au... Nu, au contract. Au contract. Ce pot să vă spun este un următorul lucru. Ați negociat cu fermierii și au spus ei că nu poate renunță careva la contract. Nu, deci eu am zis ceea ce se găsește. La acest moment, eu asta am vrut să vă prezint. Ce suprafață totală se găsește acum? Ei, vă dați seama că n-am calculat cu bătirea. Dacă îmi permite 3 minute, fac adunare. Și o suprafață eligibilă? Păi nu am, deci, dumneavoastră vreau ca să mă înțelegeți. Eu știu din sursele neoficiale cât este eligibil. Da? La mine nu figurează că e eligibil, că asta nu eu stabilesc. Asta nu e de competența mea, e de competența aia. Eu ca să ajut, ați înțeles, să-l ajut pe domnul Cubandru, i-am zis care e realitatea. Tot Consiliul Local vrea să-l ajut pe domnul Cubandru. Dar că nu mi-a prea, nu am înțeles. Eu din motivul ăsta, dacă vezi, facem, îi facem prin atribuire directă, că este din domeniul privat. Deci nici nu are nevoie de licitație. Se calculează, bine, cu o diferență care este față de... E vorba verde de masa verde la hectar, care au trebuit să o raporteze domnii fermieri în ultimii 2 ani. Înțelegeți? Și cu 3 anteriori, în fine, prețul va fi tot. Destul de micuț, ați văzut că nu sunt
pentru că dânsul va trebui să realizeze un minim de lucrări de întreținere, da? Deci, numai puțin să vă spun, când a fost calculat pentru ei, în baza amenajamentului, cheltuielile pentru lucrări de amenajament pastoral la hectar de an a fost de 998 de lei. Deci erau obligați să facă aceste cheltuieli. Aveți un raport de activitatea pecuriei fermier? Păi nu, eu aia am vrut ca să vă spun. Păi nu, conform amenajamentului, care este prevăzut clar în contract, niciunul dintre crescătorii de animale, care fermieri, nu le place ca să scrie. Asta este realitatea. Da? Toți acești fermieri, dacă ar fi ca să mergem pe litera legii și a contractului, nu și-au îndeplinit aceste obligații. În afara faptului că stau la zi și au plătit redevența, care este obligatorie, da? Din celelalte puncte de vedere, înțelegeți, niciunul nu a făcut scris. Asta este, cum să vă spun. Și indiferent câți ar fi ca să... Din păcate, asta este realitatea. În schimb, din ce știu că toți fermierii care avem noi și care au subvenția ASEA, când le vine de la ASEA în control, au niște caiete, înțelegeți, obligatorii, unde trebuie să prezinte că în baza acelor documente și caiete și acele evidențe, ei primesc acea subvenție la lucrările pe care ei le efectuează pentru, cum să vă spun, la întreținerea pășunii, înțelegeți? De-aia vă spun. Dar indiferent ce fermiere ar veni, niciunul nu o să stea și să facă gătiuțe, niciunul n-a chemat, spre exemplu, comisia, care este la nivelul autorității și care trebuie să le facă verificarea lucrărilor. Niciunul n-a venit să declare cantitatea de masă verde la hectare. Niciunul din 2015 până în 2021, indiferent ce contracte au funcționat, niciunul, m-ați înțeles, niciunul n-a venit niciodată, o singură dată, nu știu ce an, 2016, parcă ele, vă aduceți aminte, a fost singurul care a adus așa, da, în fine, o prezentare de la, după primul an de lucrări și în primul an majoritatea au făcut lucrări mai consistente. Dar astea sunt niște realități care s-au întâmplat în toți acești 6 ani. Da? Și acum să vă calculez, să vă spun aici, dacă mi-am cerut scuze, și aia v-am zis, de suprafețele astea care rămân, le putem da domnului cu bani, v-am zis. Prin atribuire directă, tocmai pentru că este prevăzut. Pășune, cum spune? Ca să poată să țină la urmă. Deci eu v-am explicat, da? Mai sincer de atât, dar nu spune... Nu poate să poate beneficia de cinci eu, pentru că dumneavoastră te treacă la o trei la urmă. Păi, eu care ne-a ties foarte. Da, eu asta am vrut ca să... Dă peste domnul Ieni, dă peste domnul Dejenaru, ca să treacă partea asta la urmă. Să-l zic. Iar eu știu așa, când îți doresc să crești și animale, când te gândești la cât teren ai nevoie și singurul din comuna aceasta care îndeplinește această calitate este domnul Galu Aurel, da? Care el, într-adevăr, poate fi considerat un fermier, da, un fermier autentic. Da, acum... Da. Imediat. M-a ascultat cu mare atenție. Aș avea și eu o întrebare. Da. Cu asfaltul pe strada Teiului, ce se mai întâmplă? Ce se mai toarnă stratul 2? Rămâne așa? Nu știu ce e așa. Cum s-a nu e nimic. A, nu? Vă răspunde, domnul primar. Da, da, aștept. Da, am să iau un pic cronologic lucrurile și am să vă răspund la ceea ce dumneavoastră aveți în erămâri și este normal să ne întrebați pe noi
pentru că și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, sunteți întrebați de oamenii locului. Într-adevăr, domnul Bupandru își dorește să înființeze o fermă, cum și-au dorit și ceilalți fermieri. Și poate că mai vor dări și alții să mai vină viitor, nu? Spuneți dumneavoastră și... Dar parcă vă ziceam că nu merg dat mult peste altul, nu? Bine, ce scuze, domnul Bupandru? Păi... El are drept să-și ia cuvânt. Da, am președinte. Am completat, da. Am completat. Da, s-a obligit cu o copilă. Da. Ai evaluat, ai făcut, asta e suprafața. Noi 7 de hectare. Deci, ce este la Nicorești cu ce este la Plâmbori, adunat. Fără cele stâncărișul care, despre care v-am vorbit de pe Dumbrava. Da. Fără. Noi nu încercăm conducerea primăriei și Consiliul Local să scoatem în evidență acum că îl ajutăm pe Gubanu. Noi nu îl ajutăm, ci îi dăm un drept ce este al lui pentru a înființa o fermă, pentru că a muncit și își dorește să înființeze o fermă și este dreptul dumnealui de a solicita de la Consiliul Local pășune. Am auzit că doamna secretar a spus că sunt disponibile puste în cărici cu ce a rămas, că e eligibil, că nu e eligibil. Eligibil pentru ce? Eligibil pentru a pășuna sau eligibil pentru apia? Că după discuțiile din care le-am înțeles și data trecută, mandatul trecut și acum, se caută eligibilitatea pentru apia și nu pentru a crește animale. E pe planul 2 a crește animale. Iar domnul Cubanu dorește o pășune unde să țină animalele și nu să facă o balastieră. Noi trebuie să găsim o soluție și am zis de anul trecut și o să vă invit și pe dumneavoastră care doriți să participați la ședința cu ceilalți crescători de animale, pentru că până la pragul de fermier mai sunt pași mulți. În momentul în care ești fermier, trebuie să deții și teren și animale și să ai și desfacere și e un pas mai lung la care tind și ei și noi îi susținem. Dar deocamdată sunt doar crescători de animale. Probabil că o să reușim noi să-i convingem ca fiecare să cedeze dacă într-adevăr se dorește unitate și se dorește dezvoltarea comunității și a comunei Mărgărești, să cedeze careva dintre acești crescător de animale și să-i întind o mână și domnului Bubandru pentru o perioadă îndurcată până se instalează și dumnealui și începe să prindă un pic de avânt. Eu am speranța și certitudinea că ceilalți fermieri ne vor înțelege, crescători de animale, și vom găsi o soluție împreună, să-i convingem să cedeze fiecare câte un pic sau, dacă nu, cum este domnul Gaur, are proprietate și are și Dumbrava, care este un teren eligibil și cred că orice contract de comun acord se poate rezilia și poate ceda către domnul Gubanu. Și nu trebuie să fim atât de fel că nu vor înțelege sau nu vor negocia. M-am uitat în documentație, contractele sunt încheiate în 2019, așa scrie, da, aici. Și dacă tot ne plângem că nu știm ce au făcut fermierii și ce investiții au făcut pe pășune, eu zic să nu luăm o decizie pripită acum, ci îl rog pe domnul viceprimar ca până la ședința următoare să ia fotocopii după contractele anterioare și după contractele care sunt acum și să vă informăm corect despre datele din contract, dacă sunt prevăzute clauze, dacă nu își duc la îndeplinire sarcinile prevăzute de Consiliul Local, ce se întâmplă. Pentru că, într-adevăr, dânsii poate nu au venit să prezinte. Eu știu că în mandatul 2012-2016 era o comisie formată și din câțiva consilieri locali care se deplasau până la, prezentarea și semnarea recepțiilor
lucrărilor care se executau pe pășune. Eu mi-aș dori acest lucru, trebuie să vedem contractul. Eu nu pot să vă spun acum nimic, dar până la ședința următoare să vă informăm corect. Domnul viceprimar are obligația să se informeze corect asupra tuturor problemelor și într-o lună de zile are timp să discute și cu crescătorii de animale, să vedem care și ce lucrări au efectuat pentru a ne lămuri și a lămuri această problemă. Și poate găsim o soluție și pentru domnul Guban. Da. A spus la un moment dat că contractul a fost încheiat în 2019. Ce perioadă de valoritate? Pe 10 ani. Pe perioada amenajamentului. Cu toți fermierii care au fost? Da. Toată lumea. Deci, amenajamentul pastoral este valabil, are valabilitate de 10 ani. Și cum legea ne permite ca să încheiem între 7 și 10 ani, deci am zis ca să fie pe perioada valabilității amenajamentului pastoral. Da, eu aici este doamna secretară, răspunde din punct de vedere juridic cum s-a organizat și ce spune legea. Pentru că contractele anterioare erau pe 5 ani plus nu mai mult de jumătate din timpul de contract, deci era maxim. Și după aceea le-am modificat. Da, le-am... La 7 ani, era la 7 ani ca să prindă finanțare și mai era un bloc. Păi trebuie să vedem în contractele. Și din cauza aceasta s-a vedem în contractele respective, procedurile care s-au... Da, domnul vice, vă rog să avem doamna secretară pentru ședința următoare să vă putem răspunde în conformitate cu legea și cum s-au derulat lucrurile pentru a înțelege și domnul Bubanu, dacă sunt posibilități de a-l sprijini în investiția pe care dumnealui și-o dorește. Noi ne dorim ca să reușiți. Cu iluminatul public, din octombrie până astăzi, am reușit să schimbăm numai puțin de 180 de becuri, care nu se află. Avem o evidență, există devize, nu știu care este situația. Becurile sunt prea mari de 70 de bați, sunt pe sodiu, se încălzește, se topește dulia, arde becul, omul sună a doua zi că îi pălpăie sau nu merge. Eu nu sunt de profesie electrician, nu știu atât de bine, ce n-au reușit nici cei de la Brigaden să-mi spună de ce s-a mers pe varianta de sodiu, când toată lumea merge pe LED. A fost un proiect pe PNDL, un proiect văzut din contract de 4 miliarde de lei. O execuție la care nu s-a oprit nici măcar un leu de garanție de bună execuție. Garanția a expirat în octombrie 20. De atunci suntem pe cont propriu. Fiecare intervenție și fiecare bec schimbat înseamnă bani din bugetul local. Nu există zi în care să nu vină cel puțin o persoană să spună că nu arde becul. Într-adevăr, a fost un proiect finanțat pe PNDL, dar suntem singura comună din județul Bacău care a mers pe această variantă de bec și nu pe leguri. Probabil inginerul sau cei care au scris proiectul știu mai bine de ce au mers pe această variantă. Vom încerca ușor, ușor becurile care ard să le înlocuim, că nu mai putem achiziționa becuri și să le funcționeze o săptămână. Vom încerca din bugetul local ușor, ușor să schimbăm și să mergem unde altfel sunt toate comunele și satele din județul Bacău, în afară de Bunești, nu vorbim de orașe, să mergem pe iluminatul cu LED, care are o durată de funcționalitate de 5.000 de ore sau 2 ani garanție. Cu stratul de asfalt, doamna consilier, vă spun că am primit notificare de la firma care a executat acel drum, a cerut suspendarea activității până pe 1 aprilie, dar din surse nesigure,
probabil sunt alte probleme. Noi ar trebui să ținem cont de adresa înaintată de firma respectivă și la acest moment nu știu să vă răspund dacă se va continua cu firma respectivă sau va trebui să refinanțăm stratul de uzură. Vom cere un punct de vedere al Inspectoratului de Stat în Construcții. Voi invita și dirijintele de șantier să vedem dacă s-au respectat toate și de ce nu a terminat lucrarea. Pentru că este contract, este finanțat. Era foarte simplu să vină să termine lucrarea, să încaseze bani. Probabil după 1 aprilie o să vină și o să stabilim și aceste date. Deși recomandările Inspectoratului de Stat în Construcții, prin discuțiile pe care le-am avut, nu recomandă să lăsăm peste iarnă un singur strat de asfalt. Sper ca să nu fie compromis primul strat și să putem finaliza și stratul 2 pe acel drum. Pentru că ați văzut foarte bine calitatea lucrărilor e chiar în fața bisericii și vede toată lumea. Noi am început curățenia de primăvară și mulțumesc cetățenilor care doresc să se alăture demersului nostru și chiar îi invit să participe. Sunt doritori care au venit de nevol și ne-au întrebat dacă pot participa la aceste acțiuni. Cu siguranță că în acest program de îngrijire a comunului avem o zi în care vom desfășura ziua curățeniei, dar sunt oameni care doresc să vină și să participe alături de noi la aceste acțiuni. Eu nu am decât să-i felicit și anticipat mulțumesc pentru ideea pe care și-o manifestă de a avea o comună curată și îngrijită. Ne străduim să facem bugetul cât mai aplicat pe nevoile comunității. Facem un buget din care să continuăm proiectele care sunt începute sau să le îmbunătățim, dacă nu, măcar să putem beneficia de bugetul. Știți foarte bine și auziți de la televizor, este un buget de austeritate, prea mulți bani nu o să avem de la ei, dar cu ce este în exceder și cu ce mai primim de la Consiliul Județean, cu siguranță nu ne facem probleme pentru a desfășura activitățile importante și proiectele importante pe care le propunem noua conducere să le ducem la sfârșit. Dacă mai aveți întrebări, eu stau la dispoziție. Vă asigur încă o dată de prezența conducerii primăriei, împreună cu domnul vice, facem o echipă foarte bună. Ne consultăm în toate problemele pe care le întâmpinăm și încercăm să le rezolvăm. Stadiul Căminului Cultural din Satul Nou? Da, stadiul Căminului Cultural din Satul Nou este, există o expertiză făcută, trebuie să facem și este prevăzut o prognoză în buget pentru a discuta cu un proiectant să proiectăm acolo și să demarăm în acest mandat lucrările pentru a reabilita și acel obiectiv. Eu nu sunt atât de optimist să spun că la vară începem lucrările sau la anul. Eu mă rezerv și rezerv acest drept de a spune că în acest mandat ne dorim să demarăm lucrările la acel obiectiv, pentru că la Căminul de la Varna au apărut câteva probleme, s-a ridicat toate grețile și va trebui să executăm
lucrări de reparații și acolo. Iar proiectul pentru primăria Călgărești o să, anul ăsta o să stea undeva în sertar, pentru că mi s-a făcut o sumă extraordinară, 10 miliarde de lei pentru reabilitarea primăriei. Eu consider că primăria este în condițiile în care se poate lucra, avem căldură, avem și avem alte obiective pentru binele oamenilor. Dacă vor exista bani, putem să dăm un bar pe exterior și cred că în interiorul primăriei condițiile de muncă sunt cele optime. Încă n-am auzit pe nimeni să se plângă de condițiile precare din primărie. Da, dacă mai aveți întrebări, vă stăm la dispoziție. Dar cu rugămintea ca domnul zice până ședința următoare să vă prezinte situația cu contractele de la Izlaz și... Condițiile și dacă doriți să vă punem la dispoziție și contract. Dar e, cred că există și pe site. Pe ai înțeles cu... Vă punem la dispoziție, dacă doriți, puteți veni să solicitați aici, să vă uitați. Dar dacă solicitați multe documente cu ani în urmă, este de durată. Știți foarte bine că nu avem contabil. Nu ne mai lipsește o persoană de la caserie. Încercăm să ne descurcăm așa și lumea să fie mulțumită de programul și demararea lucrărilor în primărie. Dacă aveți alte întrebări. Aș vrea să mă gândesc eu dacă domnul președinte. Referitor la întrebarea pusă de domnul consilier Budău Cristina cu privire la construcțiile care se fac la ferma din Bogdene, am depasat cu domnul primar, se construiește o platformă pentru gunoiul provenit de la animale, este pe raza comunei noastre, este pe proprietatea dânsului, alături va construi, a început construcția unui raj din structură metalică, așa, primăria Călgărești a emis doar avizul de structură, restul avizelor și autorizațiilor fiind emise de Consiliul Județean, pentru că proiectele sunt făcute da, pe fonduri. Competența Consiliului Județean. Da. Tot ce a realizat pe fonduri europene. Da, asta încercam să spun. Da. Da, și toate avizele sunt și autorizația date de către Consiliul Județean, dar eu am avut o discuție cu domnul Furulache, m-am deplasat până acolo cu domnul viceprimar. Dânsul dorește dezvoltarea zonei și probabil că o să intenționăm ca pe viitor să facem o asociere cu Comuna Bogdănești, în care să vină și dumnealui ca și partener pentru a realiza acel drum de DC129, la care există proiectul doar făcut de pe vremea mea, doar trebuie actualizat și cu sprijinul domnului Ivan cel de la Consiliul Județean, probabil vom reuși să finalizăm. Tot ce v-am spus este doleanța noastră și dorim, bineînțeles, și dumneavoastră să doriți ca lumea să fie mulțumită, pentru că până la urmă urmei eu sunt executivul, dumneavoastră hotărăți ceea ce trebuie să facem și știți foarte bine că de multe ori lumea vine înspre dumneavoastră și vă comunică problemele pe care le întâmplă. Deși noi suntem în primărie în fiecare zi, dar le așteptăm și aici, dacă e. Mulțumesc și ideea domnului Dorbă și Vincențiu de a organiza, deși noi am avut o intenție de a ne întâlni împreună cu crescătorii de animale, și public domnul Dorboș mă invit la această întâlnire să participați, pentru ca împreună să putem stabili și să găsim soluțiile cele mai bune până la urmă pentru fiecare dintre noi. Iar în legătură cu ferma vreau să informez și informez pe toată lumea că nu s-a vândut niciun metru de teren acolo, așa cum unii în ghilimele au spus. Nu, m-am judecat 4 ani de zile pentru terenul de sub
clădirile unde domnul Furculache are ferma pentru ca impozitele să nu se plătească la Băutănești, să se plătească la Comuna Părgărești. Este un venit și tot ce dumnealui va investi acolo, impozitele vor veni în Comuna Părgărești și dânsul va plăti aici. Pe viitor, dacă va dezvolta acea zonă cu pensiune și cu restaurant și cu ce dorește dumnealui să realizeze acolo, bineînțeles și-a exprimat și dorința de a avea câțiva angajați chiar din comuna noastră care să lucreze acolo. Noi vom face la momentul când se va realiza acolo un anunț, cine dorește să lucreze acolo poate lucra. Și încă o dată întăresc, când am fost primar în 8 ani de zile, nu am vândut niciun metru pătrat de teren. Ba din contra, am achiziționat teren pentru proiectele de apă, canalizare și pentru alte obiective. Dar dacă unii consilieri care au fost 2-3 mandate n-au înțeles ceea ce au votat, că din primărie nu poți să vinzi, indiferent cine este primar și nume are, nu poți să vinzi un pix dacă nu ai evaluare și nu ai hotărâre de Consiliul Local, atunci dați-mi voie să-mi rezerv impresia despre acei oameni. În rest, vă doresc o primăvară frumoasă, sănătate în primul rând și colaborare bună cu cei care, într-adevăr, sunt de bună credință și doresc ceva să facem în această comună, fără a fi ironici, eu știu, pe toate site-urile de socializat. Până la urmă, fiecare scrie ceea ce este. Scrie pe Facebook ceea ce înseamnă ea în comunitate. Vă mulțumesc mult, o zi frumoasă!